unde profesorii și elevii au manifestat pentru un sistem de învățământ cât mai performant și mai adaptat realităților, care să răspundă solicitărilor și elevilor și cadrelor didactice. A fost prima noastră acțiune comună. A fost un început. Sperăm că lucrurile vor evolua din ce în ce mai bine. Alexandru? Bună ziua! Cum a spus și domnul președinte Nistor, aceea a fost prima acțiune comună a elevilor și a sindicatelor din educație. O acțiune care a primit chiar anumite intruziuni din partea unor inspectori școlari și unor directori, care chiar le-au cerut profesorilor să nu lase, să nu permită elevilor să iasă la acea acțiune din pauze când suna clopoțelul îndelung pentru 15 minute. Domnule președinte Nistor, domnule ministru, doamnă consilier de stat, doamnă secretar de stat, stimați profesori, onorați invitați, este o reală onoare și o plăcere pentru mine să pot fi astăzi în fața dumneavoastră la conferința unei dintre partenerii Mișcării de Reprezentare a Elevilor, Federația Sindicatelor de Educație Spiru Harăt. Ieri când eram în tren, rememoram primul contact dintre Asociația Elevilor din Constanța și Federația Spiru Harăt. Era la puțin timp după ce am fost ales în primul an ca președinte la Asociația Elevilor, acum 2 ani, și am avut o primă întâlnire cu domnul președinte Nistor în iunie 2015 la sediul noastră din București. Na. În acea perioadă era în discuție faptul că vor exista anumite modificări substanțiale la legea educației, la legea 1. Coincidentă sau nu, acum ne aflăm într-un punct în care se vorbește de o nouă lege educației mai mult decât oricând. Încă din valul 2015, din timpul discuțiilor de grupurilor de lucru de la agronomie, unde lucram atunci la modificările pentru legea 1, modificări care n-au intrat niciodată pe circuit parlamentar, Federația Spiru Harăt s-a dovedit un partener pentru mișcarea de reprezentare a elevilor, lucru reconfirmat de asemenea vara trecută în timpul negocierilor pentru statutul elevului. O nouă lege educației este necesară, date fiind numeroasele modificări ale legii numărul 1 pe 2011, care acum și-a pierdut spiritul. Dar nu oricum, fără o dezbatere amplă, care să nască un consens larg între societate și spectrul politic cu privire la viziunea pe termen lung asupra sistemului educațional românesc, orice modificare legislativă este deprisos. Problema fundamentală a actualei legii educației este însuși modul în care aceasta a fost adoptată prin asumarea răspunderii în fața Parlamentului, fără pic de dezbatere. Aceasta a fost o greșeală, a cărei urmări negative sunt trăite zilnic de milioane de profesori și elevi. Inexistența unui consens politic anterior adoptării acestei legi a dus la modificarea masivă a acesteia în momentul schimbării coaliției de guvernare. Iar așa ceva nu trebuie să se mai întâmple. De aceea este imperios necesar ca înaintea adoptării unei noi legi a educației să avem o radiografie clară asupra modului în care ne dorim să arate sistemul educațional românesc pentru cel puțin următorii 12 ani. Iar acest lucru se poate face doar prin dialog. Trebuie să ne așezăm la aceeași masă reprezentanții ai elevilor, profesorilor, părinților, experți în educație și, bineînțeles, reprezentanții mediului politic. Incoerența legislativă provoacă daune pe termen lung pentru societatea românească. În acest moment, avem 2 din 5 copii români de 15 ani analfabet funcțional, ceea ce înseamnă că aceștia pot citi, dar nu înțeleg ceea ce citesc. Aceștia, la fel ca mine sau colegii mei, fac parte din generația de sacrificiu. Generații de sacrificiu al învățământului românesc. Generații pe care s-au testat de-a lungul timpului diverse modificări legislative care, din păcate, nu au dat roade. De ce? Pentru că, de asemenea, nu erau făcute în urma unui consens larg între societate și mediul politic. Nu mai putem permite acest lucru. Nu mai putem permite generații de sacrificiu. Atunci când începe un ciclu de studiu, elevul trebuie să știe cum va studia, ce va studia, care vor fi modalitățile de examinare standardizată în timpul și la finalul ciclului de studiu și, bineînțeles, modul în care se va face trecerea la ciclul superior de studiu. Totodată, o reformă nu se poate face dacă sistemul este privat de resursele financiare. Articolul 2, alineatul 7 din actuala legea educației, spune că, în România, învățământul constituie o prioritate națională. Pe hârtie, ca declarație politică, da, sună foarte bine. Dar, în realitate, este o glumă. O glumă proastă. Pentru că dacă nu era o glumă, atunci de ce statul nu proroga an de an aplicarea articolului 8 din aceeași lege a educației și refuză la nesfârșit să finanțeze educația cu 6% din produsul intern brut? Așa cum și-a asumat în 2011 și, bineînțeles, reprezentanții mediului politic și-au asumat
și au asumat și anterior regiunul pe 2011, în anul 2007, când s-a semnat, dacă mai țineți minte, Pactul Național pentru Educație. Asigurarea echității în sistemul de învățământ pentru toți copiii României, modernizarea tăților de învățământ, asigurarea unor baze materiale în acord cu actualitățile secolului 21 și asigurarea unei salarizări motivante pentru cadrele didactice care să atragă sistemul de educație cei mai buni absolvenți de învățământ superior, sunt necesare, precum și multe altele. Și toate acestea sunt complementare modificărilor legislative, dacă ne dorim ca reforma sistemului de învățământ românesc să fie totală. Și nu se poate face educație de calitate dacă aceasta nu va deveni cu adevărat o prioritate pentru statul român, care trebuie să înțeleagă că progresul socioeconomic nu va exista fără o finanțare corespunzătoare a educației. Un rol important în reformarea sistemului de învățământ îl joacă și autoritățile locale, care sunt cele mai aproape de școală, elevi și profesori. Autoritățile locale trebuie să conștientizeze că rolul lor nu trebuie să fie doar acela de a fi un intermediar atunci când se transferă banii de la Ministerul Educației la autoritățile de învățământ. Autoritățile locale trebuie să joace un rol proactiv în viața comunității școlare și să sprijine dezvoltarea acesteia la firul ierbii. Nu de multe ori, consiliile locale aleg să cheltuie banii comunității pe lucruri care se văd pe termen scurt și care, de ce nu, aduc în capital politic imediat, în detrimentul investiției în educație. În multe locuri din țară, finanțarea complementară este un mit, primăriile alocând 0 lei anual. Acest lucru este de neacceptat. Autoritățile locale trebuie să înțeleagă că investiția în educație este singura șansă de progres a comunităților rurale, în special celor dezavantajate. Pentru a obține o finanțare corespunzătoare a sistemului de învățământ, o legislație coerentă și viziune pe termen lung asupra educației din România, beneficiarii acestui educațional trebuie să lupte cot la cot, umăr la umăr, cu furnizorii acestea, cu profesori. Doar prezentând un mesaj ferm și unitar, vom putea aduce îmbunătățirile pe care le dorim învățământului românesc. Închei, domnule președinte Nistor, prin a vă asigura și pe viitor de colaborarea și prietenia asociațiilor de elevi în România, de tot sprijinul și susținerea noastră. Mulțumesc pentru conferință.